Compania Bosch vine cu replica după ce un colaborator a descoperit în cantina fabricii excremente de pasăre sumese și muște moarte în pahare. După ce au luat și o amendă de la DSP, reprezentanții fabricii spun că au luat măsuri în ceea ce privește curățenia, iar situația bărbatului care avea accesul restricționat în incintă va fi și ea clarificată. În legătură cu incidentul semnalat de domnul Cătălin Badiu, am dorit în primul rând să ne cerem scuze față de acesta și față de angajații fabricii Bosch din Cluj pentru situația întâmpinată. La data evenimentului a avut loc o curățenie de amploare în incinta cantinei, operațiune care s-a realizat printr-un furnizor extern. În timpul curățeniei, mesele au fost depozitate pe terasa cantinei. La momentul reintroducerii meselor în cantină, personalul furnizorilor noștri pentru mentenanță și curățenie nu a observat că o masă prezenta urme de murdărie și implicit nu au acționat pentru curățarea acesteia. Acest eveniment este unul izolat, iar conducerea fabricii se asigură să nu mai existe situații similare. În cadrul fabricii Bor s-a pornit o investigație internă pentru a determina circumstanțele evenimentului. Vom lua măsurile care se impun în acest caz și, de asemenea, îl vom contacta și pe domnul Cătălin Badiu pentru a clarifica situația ține conducerea fabricii Boș din Jucu într-un comunicat. Scandalul a pornit după ce un angajat al unei firme ce presează servicii pentru fabrica Boș din Jucu a fost în cantină și a reclamat mizeria la DSP. În timp ce luam masa, am descoperit sub masa la care mâncam excremente de pasăre. În paharul de suc avem dozator de suc natural, mi-am luat un pahar de suc, erau două muște în pahar. În urma plângerii pe care eu am făcut-o, mi s-a restricționat accesul în fabrică și nu mi s-a restricționat accesul în fabrică de către angajatorul meu direct, care de fapt prestează niște servicii pentru, pentru firma Bosch, mi s-a restricționat de cei de la, de la Bosch. Joi, fabrica din Jucu a fost călcată de DSP Cluj, care a aplicat o sancțiune contravențională. Însă, conducerea instituției nu a transmis în sien cuantumul amenzii și nici neregulile pe care le-au găsit inspectorii.